Cozonacii noștri sunt gata. I-am lăsat să strecească bine. Bună ziua, facem astăzi cozonac cu nucă și cu mac. O rețetă de excepție. Ingredientele folosite le găsiți scrise sub video. Vă invit să urmăriți rețeta. ml de lapte, zahăr, o linguriță, pun drojdia, 60 de grame, amestec bine. Deci, chiar dacă sunt 60 de grame, dacă lăsăm să crească bine, dacă lăsăm să își ia timpul aluatul cu drojdia să lucreze, nu o să aibă gust de drojdie. Dar fiind un aluat cu umplutură, este nevoie de drojdie. Dau și puțină făină. Acopăr și las să crească. Acopăr și las să se activeze. Până se activează drojdia, sarea o punem peste gălbenușuri. Am pus 8 gălbenușuri. Dacă folosiți mari, ouă mari, atunci se pun doar 6. Deci am pus sarea peste, o să schimbe culoarea foarte frumos. 7 grame de sare, da? Laptele, avem 400 ml, să pun 200 grame de zahăr și îl amestec până se topește. Toate ingredientele au temperatura bucătăriei. Făina am cernut-o, lucrăm cu 1 kg de făină. Ingredientele toate o să le găsiți scrise sub video. A crescut foarte bine drojdia, s-a activat. O să adaug peste făină, să pun lapte treptat și amestec. Ouăle le pun, adică gălbenișul le pun peste lapte, așa o să fie mai bine. Nu o să interacționeze direct cu făina și se împarte mai frumos. Deci pun și amestec, pun și amestec până termin toată cantitatea. Să pun și esență de vanilie, 50 ml de ulei. Lucrez cu mâna până formez un aluat, apoi o să-l scot pe masă. Punem și coaja de lămâie portocală. S-a format un aluat. Acum o să pun o lingură de oțet și îl scot
Pe masa de lucru. Oțetul o să lase foarte, foarte, foarte tare. Am pus pe masă. Treptat o să adaug untul și lucrez. Când se absorbe, pun altă cantitate. O să dureze. Puteți să-l și topiți și să-l puneți, deci așa topit împreună cu laptele. De data asta vreau să-l fac așa pe masă. Bineînțeles, sub video o să găsiți multe link-uri cu cozonar, cu vaigli. Continui așa până termin cu untul. Termină de pus untul, acum mă apuc să-l frământ. Este lipicios, da? Nu mai pun în făină. Bineînțeles, puteți să lucrați la mixer și atunci o să fie mult mai ușor. Mie îmi place așa la mână să fac cozonacul. Vedeți? Încă nici nu l-am lucrat. Un sfert de oră și începe să se formeze. O să dureze, vreau să fie un aluat fâșii. Vezi? Nu apăs mult pe aluat. O să-l și trântim de masă. 50 de ori și 100 de ori, bine. În caz că se lipește, în timp ce lucrați, se poate îngheți pe mână. Am frământat exact o oră. Când este foarte elastic, înseamnă că este gata. Este neted, nelipicios și elastic. Să pun într-un bol care l-am uns ulei. Închid foarte bine cu folie alimentară. Las să-și dubleze volumul, până atunci fac umplutura. Pentru umplutura de nucă o să încălzesc lapte, care pun zahăr și las să se topească, apoi pun peste mac. Opăresc macul. De nucă o să pun zahăr pudră. O să găsiți cantitățile scrise sub video, nu vreau foarte dulce, deci puteți să completați la ce anume am scris acolo, la cantitățile respective. Să pun și arome și las să se răcească. Foarte puțină scorțișoară. Și lămâie cu portocală rasă. Este nucă,
o să pun și cacao. Și nu-l opărăsc. Să pun albuș. Albuș care l-am tot spumă. Bineînțeles că o să pun și lămâie și portocală rasă. Esență puneți după preferință. Esență de rom, esență de vanilie. Nu vreau foarte umede pentru că apoi strică aluatul. O să le dăm deoparte. A stat o oră jumate. A crescut foarte frumos. Acum o să-l scot pe masă. Îl împart în două. Poate să iasă aerul care este în plus. Să-l întind cu mâna. Fiecare bucată am împărțit-o în două. Întind cu mână. O să întind toată suprafața. Aici, până la margine, aici o să las o bordură cam de 1 cm. Rulez pe margine cât mai strâns, adică nu foarte strâns, dar nu vreau lejer. Să nu apară goluri de aer. Deci, rulam. Aici închidem bine. Continuăm așa și cu celelalte. Deci o să fie o plătitură simplă de 2. Dintr-o șoare până în tavă. Ajungem pe aici. Continuăm cu cei de mă. Am tăiat la mână, chiar când să le împletez. Dacă se aranjează mai ușor cu mâna, procedez ca la nucă. Chidem capetele.
partea aceasta o lipim. Continuăm. O să ung cu galbenuș de ou, în care am pus o linguriță de lapte și las să crească la temperatura camerei. Apoi, după ce cresc, mai ung o dată. Ungem a doua oară cu galbenuș. Cuptorul este preîncălzit la 180 de grade. Se pun și niște perle. Aici așa se numesc în Suedia perle. În Germania se numesc grindină. Acasă le găsiți, cred că, tot cu denumirea de perle. Sunt gata. Dăm la cuptor. Pe 25 de minute sunt la cuptor. Nu deschidem înainte de 25 de minute cuptorul. O să acopăr pentru că o culoare frumoasă. Sunt de o oră. Am încercat. Este curat, sunt gata. O să las în formă cam 20 de minute, apoi le scot pe un grătar. Le pun pe o parte și pe alta să se răcească. Am scos din tavă, așez câteva minute pe o parte, apoi pe cealaltă parte. Să se răcească și să și mențină formă. Cozonacii noștri s-au răcit. Așa arată. Sunt bine copți. Au miros fantastic. O să tai. Acesta e cu mac. Vreau să vă arăt textura. Este fantastic de reușită. Deci, pe bune, o rețetă foarte, foarte, foarte reușită. Fâșii, fâșii. Foarte, foarte bun. Vă recomand cu încredere această rețetă. Toate ingredientele care le-am folosit le găsiți scrise sub video. Cu precizare să folosiți cea mai bună calitate de făină. Așa, să deschidem și cu nucă. Tot așa, foițe, foițe, miros fantastic,
Aceasta este rețeta noastră pentru astăzi. Cozonac cu nucă și cu mac. O rețetă foarte reușită, o recomand cu încredere și cu drag. Dacă folosiți făină specială pentru cozonac, o să iasă și mai fantastică. Aici nu se găsește specială pentru cozonac. Am folosit 00 obișnuit și deci 00, care seamănă cu cele 30-uri ale noastre din România, și, și obișnuită 13% proteine. Găsiți totul scris sub video. Mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere!